Un personaj actual de data asta. Am colindat toată lumea în lung și în lat cu măștile, cu personaje, cu măști. Toată lumea am colindat-o, toate perioadele istorice. Vreau să vă spun doar atât pentru început. Ajutor de mască, una din marile actrițe ale lumii. Doamnelor și domnilor, la mulți ani, Maya Morgenstern! Ajutor de mască în seara asta, una din marile actrițe ale lumii. Revelion 2015! Sărut mâna, doamnă, la mulți ani! Ce onoare! Maya Morgenstern! E o sală în picioare care vă aplaude. Mulțumim că sunteți alături de noi! Ce personaj pregătim, ce mască urmează? Maya Morgenstern aici, în noaptea de Revelion, ce multe vedete! E noaptea cu cele mai multe vedete. În noaptea asta le puteți vedea pe toate. N-o să ajungeți, doamna Morgenstern, doamna Maya, n-o să prididiți să le îmbrățișați pe toate, vă rog. Ia e Rubi, Nico, vă cunoașteți, n-o să prididiți, veniți cu mine, n-o să apucați să le îmbrățișați pe toate, credeți-mă. Oh, Dumnezeule, vă reamintesc, am colindat cu măștile toată lumea, personaje din toate perioadele istorice. Am o întrebare pentru dumneavoastră, ne oprim în prezent de data asta, Avem un birou, avem o hartă și am o întrebare pentru dumneavoastră. Unde sunteți născută? La maternitate. Maternitatea din care oraș? Maternitatea din orașul București. București, sunteți bucureșteancă. Doamna mai, am reușit să-l rugăm pe domnul primar Sorin Oprescu să ne permită să-i luăm mulajul feței. I-am luat mulajul feței și am adus un actor important. Totul e ca voi să recunoașteți actorul din spatele măștii. Vedeta din spatele măștii. N-am spus actor? Recunoașteți vedeta de... Am spus actor? Vedeta din spatele... E o vedetă, o celebritate ascunsă în spatele măștii. Doamne, ne-ai dat un indiciu? Ăla a fost un indiciu? Nu vă dau niciun indiciu. Vă dau doar atât. Hai că e simplu. Eu o să joc pe primarul Oprescu. Ce n-ați înțeles? Mă rog gura pe dinainte, pare rău. Stai, bun. Dați-mi voie, Gianni, o secundă. Dați-mi voie să invit masca Sorin Oprescu. Recunoașteți pentru 8.000 de lei vedeta din spatele măștii. Doamnelor, domnilor, masca Sorin Oprescu! În spatele măștii, o celebritate! Oamenii sunt mirați, uimiți, în spatele măștii, o celebritate! Domnule, bună seara! O să vă rog să nu vorbiți deocamdată. Bună seara! Domnule primar, îmi permit să vă strâng mâna. Bună seara și la mulți ani! La mulți ani, excelență! Înainte de orice, vreau să-i mulțumesc domnului primar Oprescu. Știu că se uită la televizor acum pentru faptul că ne-a răbdat în biroul domniei sale câteva minute bune. Avem un mesaj, dânsul știe cine în spatele măștii. Priviți mesajul de la Sorin Oprescu. Bună seara, salut, Dane, am văzut masca, iar cel care este sub mască este un actor desăvârșit. Ne-am mai întâlnit de foarte multe ori. Probabil că mi-a luat și obiceiurile, le-a surprins. Așa că, ce să spun, încă o dată la mulți ani, ție, la toți care sunt aici, a doamnelor la fel și tuturor oamenilor care se uită la voi cu plăcere, dă un car de ani. Așa e, sunt 15 ani, mulțumim domnule primar! Vreau doar atât să vă dau un indiciu important, încerc să-l ascund cât se poate, un indiciu important. În 1972 a dat la teatru. Recunoașteți vedeta! Da, Rodica, da, în legătură cu bolnavul la diseară, el trebuie operat.
Da, mă, da, mai pe seară, mai pe la ora 7, 8, că parcă văd că se ține vreun ziarist ăsta zgubilitic după mine și după aia încep, deja am creat breaking news. Criminalul de Oprescu, iată-l cum taie bucureștenii în timpul serviciului și așa. Da, sigur, Rodica. Da, Rodica. Bine, Rodica, mulțumesc frumos. Să trăiți, domnul primar? Să rămână, domn. Permiteți? Da, domn. Ce aveți, domn? Dați și anestezie? Se cunoaște că dai mâna cu un chirurg, e... Mă flatați, domn, mă flatați. Mă flatați, vă rog. Dacă îmi permiteți două minuțele? Doamnă, nici o secundică, uitați-vă și noastră ce e aici, ca la gustat. Stau ăștia să vorbească cu mine. Vă rog din suflet, haideți că nu durează, mă, nici nu doare, vă rog din inimă. Doamnă Zău, vă rog eu frumos, spuneți-i doamnei secretare, secretara vă programează, stăm de vorbă cât vreți dumneavoastră, doamnă. Deci o secundiță, dacă îmi permiteți să... Ce? Deci nu, ce, nu e clar? Păi nu ce? Mai aproape? Nu, da, da, nu, ce? Protestez, deci nu, nu. Dați-i drumul, că e, e vremea protestelor. Nu, da, nu, da, nu. Deci protestez. De protestez. Ce protestă? Pentru foarte multe motive. Pentru foarte multe motive, dar vă dați seama că n-am putut să le scriu aici, nu ne-ar fi, la Paște ajungeam până le scriam pe toate. Haideți la subiect, domnule. Uitați, la da, doamnă, mulțumesc frumos. Ca suvenir de amintire. Da, domnule, da, mi-am dorit toată viața. Vă rog, nu le aveți aici, sau un, sau cum doriți dumneavoastră, o să-mi dați voie să vă expun motivele oral, prin viu grai, adică, cum zicem noi, per os. Da, doamnă, aveți dreptate. Noi, între medici, știți? Doamnă, respectos, timpul trece, da. Trecem la pentru oral, vă rog. Aș vrea să vă spun că și eu sunt medic. Da, medic în arte. Să rămână, doamnă. Dacă avem doctor, doctor în filozofie, doctor în științe, doctor, așa că m-am hotărât să-mi dau și medicatul în arte și sunt doctor. Doamnă, sunteți tare, doamnă. Spuneți. Aș dori, în primul rând, să protestarisesc în legătură cu groapa. Știți, eu am o groapă. Doamnă, e în regulă. E proverbul ăla românesc. Gospodarul face vara car... Și iarna loc de veci. Da, da, foarte bună. Eu m-am prins, adică, da, 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 asta era glumă, nu? Da, ziceți, da, e glumă, lăsați, de chirurg. Sunt încercări timide, doamnă, să rămână. Da. Nu, nu, că nu e vorba despre groapa aceea, nu. Vedeți, dumneavoastră, eu am în fața blocului o groapă. De 10 ani acolo, cad în ea în fiecare zi și... Doamnă... Spuneți-i, doamnă, doamnei secretare, că vorbește cu aia de la străzi și o astupă cu pământ, doamnă. Pe secretară o astupă cu... Nu, doamnă, pe groapă, ce-am înnebunit. Nu, 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 nu vreau, nu, nu e bine. Nu este bine, nu, nu vreau, nu, deci nu vreau acest lucru, nu vreau. Nu, 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 nu. Doamnă, bravo, nu, doamnă. Eu aș dori să mute groapa, să o mute mai încolo, uite, să zicem două blocuri mai încolo. Păi, da, de ce, doamnă? Să vă explic. Pentru că acolo, două blocuri, locuiește o prietenă de-a mea. Mare actriță, mare actriță. Și mă gândesc, dacă am puțin noroc, cade actrița acolo și îmi rezolv și eu viitorul. Doamnă. Doamnă, lăsați-o, doamnă. Ce să cadă, doamnă? O astupăm, doamnă. Dar până lui astupa pe toate, o să fac 100 de anduri. Nimeni nu-i perfect, domnul primar. Da, doamnă, așa e. Altceva, doamnă, păi, vă rog, respectos, doamnă, stau ăștia la ușă, sunt director general, sunt obosiți, e o generație tânără. Mă gândeam că dumneavoastră obosită, vă puteți ocupa cu problemele cetățenilor, problemele familiale, nu? Doamnă, respectos, dacă mai am încă trei așa ca dumneavoastră, nu mă mai ocup de nimic, doamnă. Nu, eu mă gândeam... Doamnă, n-am ce să mă ocup de problemele domestice, doamnă, familiară, n-am nicio jurisdicție, doamnă. E, asta ai lăsat, domnul primar, păi cu cine m-am măritat? Cu cine v-ați măritat? Păi nu m-ați oficiat dumneavoastră, lăsați... Da, domnule, da, haideți, doamnă. Lăsați... Doamnă, mai greșesc eu. Da, mă gândeam, bine, înțeleg. Greșesc, doamnă, da. Asta e. Bine, înțeleg, am înțeles. Problema cu groapa nu se poate rezolva. Măcar poate mă ajutați în problema cu apa.
Și cum apa, da? A, nu apa la genunchi, că nu la... Problema cu apa, am niște probleme. Ei, la apa nu vă dăm. Apa nu vă se ocupă de problemele dumneavoastră cu apa. Nu, 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 iertați-mă, păi nu e chiar așa. La urma urmei, cine a promis că București o să fie oraș la Dunăre? Apa Nova sau dumneavoastră? Doamnă, eu am promis, dar încep să mă descurajez, doamnă, dacă văd așa cât mai mulți. Păi e nevoie, doamnă, de canalul ăsta. Să plimbe lumea cu bărcuța, pe dreapta construcții, pe stânga viitoare construcții. Ce frumos, așa canalul. E idilic, e tare. Canalul București. Auziți și faceți și piste pentru hidrobiciclete la canalul ăsta? Nu, doamnă. Nu, nu, o să fac piste de biciclete. Am înțeles. Da. Eu nu sunt de acord, nu vă supărați, nu sunt de acord. Pentru că nu sunt de acord, nu, nu, nu. Și dacă ajunge Bucureștiu port la Dunăre, păi ce fac? Eu cum mă mai duc la servici cu barca? Cum să mă duc cu gondola, cu telegondola? Telegondola este o gondolă de se dă la televizor? Da, și merge unul dintre primarii mâini pe ea. Am înțeles. Nu, nu pot, zău, nu, nu este bine. Doamnă, vă rog eu frumos, vă rog din sufletul meu de copil mare. Haideți, doamnă, ziceți ce aveți, doamnă. Că... Dar un moment, că mai am ceva de spus, vă rog din suflet, vă rog din inimă. Vă rog. Mai este o problemă extrem de serioasă și anume problema câinilor vagabonzi. Ce, aoleu, ce am mai făcut ăștia? Găinii vagabonzi, nu vă protestez. Deci protestez împotriva discriminării pe care o practicați. Ce discriminare? Păi vă luați numai de câini vagabonzi? De ce nu vă luați și de alte animale vagabonde? Porumbii vagabonzi. Păi lasă că zici și maimuțui cu pedale, sunt destui. Sau pescăruși vagabonzi. Sunt, doar, sunt, sunt. Doamne... Dar să mai sunt și vrăbiuțe. Vrăbiuțe vagabonzi, vagabonde, ăștia. Doamne, ce aveți cu păsăricile? Păsăricile astea cântă și ele dimineața. Lăsați că fac destule. Mi-au făcut și în cap și pe... Fac tot timpul. Nu mai am o haină curată. Nu mai am o mașină curată. Mi-au distrus mai bacul. Păi se poate așa ceva? 7 mașini am, pe toate le-au murdărit. Nu se poate. O problemă foarte serioasă, să știți. S-a discutat și la ONU, și la NATO, și la NASA, și la NUTI, și la asta. Nu se poate. Vă rog din suflet, apucați-vă și luați-vă de aviarele vagabonde. E târziu, doamne, spuneți că stau aia la coadă. O rugăminte personală, domnul profesor. Faceți-o, doamne. Domnul profesor, eu sunt foarte bolnavă. E, am o problemă personală, pe persoană fizică vreau să zic, pe bază de durere la esofag. La esofag, mie e rău, mie e greață de ce să vă spun? Așa am vorbit cu un prieten de-al meu, pe care dumneavoastră l-ați operat în urmă cu câțiva ani, vreo 50 așa de ani. Cu viață. Bun. De pușcărie, nu. Nu. Da, mă rog, în fine, mi-a spus că sunteți cel mai mare doctor, cel mai mare specialist, domn profesor, ce să vă spun? Acum mă flatați. Da, vă flatez. Păi ce pot să fac? Hai. După posibilități, domnul profesor, vă rog din suflet, și câte n-am încercat, câte n-am făcut, am luat medicamente, am băut ceaiuri, am băut loțiuni, am băut poțiuni, am băut enorm. Mă iertați puțin, doamnă. O clipă, numai o secundă să vă spun. Iertați-mă că mă sună directorul ăla, 2 secunde. Vă rog din suflet. Alo? Alo? Să mă tăiați dumneavoastră, zic, da, dacă doamnă, mă imediat, puteți opera. Da, doamnă, imediat, stați așa, că vă răspund imediat. Stați că ne ocupăm acum și tot dumneavoastră. Alo? Ce e aia, mă? Ce face pe nebunul? Nu, mă, amândouă, spune că îi le tai pe amândouă. Pe amândouă, pentru că n-are decât 2 șanse să-ți fie clar. Ori amândouă, ori în pământ. Ori în pământ. Ăsta e adevărul, n-am ce să aștept eu cu toți. Stați, doamnă, unde plecați, doamnă? Unde, că vorbeam de cabluri, doamnă? Actorul din spatele măștii, vedeta din spatele măștii, Maya Morgenstern, una din marile actrițe ale lumii. Rămâneți acolo, vă rog, rămâneți acolo, vă rog. Noi știm. Vă rog, rămâneți acolo! Sorin Oprea,
Sorin Oprescu. Bă, dă-ne banii, Sorin Oprescu. Gata. Maria Dragomiroiu, Rubi. Dane! Dane! Sorin Oprescu. Dea Marine. Gianni Chiriță. Rămâneți acolo, vă rog. Ce-a spus? Ceasul și cravata. Indiciu, ceasul și cravata și cămașa de calitate. Ceasul și... Vă rog, nu urcați pe scenă. E împotriva regulamentului. E împotriva regulamentului. Negrule, Sorin Oprescu, negrule. Gura. Sorin. Vocea, în primul rând, Sorin Oprescu. Maria Cârneci. Negrule, vocea, negrule. Carmen Tănase. Sorin Oprescu. Da. Primar direct. Sorin Oprescu. Încercăm demascarea, vă rog să începem locuri. Încercăm demascarea, doamnelor, domnilor. Sorin Oprescu. Vă rog, treceți la locuri. Doamnelor, domnilor, în spatele măștii. Andreea, te rog frumos, ajută-ne. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. O secundă, domnule actor, în spatele măștii. Încercăm să aflăm cine e. Ce noapte de rebelion. Maia Morgenstern a fost ajutor de mască. Toată lumea a spus Sorin Oprescu. Da, Sorin Oprescu e, mă. Dă-ne banii, negru. Și dacă nu... Dacă nu, pierde bani. În 1972, indiciul meu a dat la teatru. În 1972. Nico a spus că nu e. Nico spune că nu e Sorin Oprescu. Sorin Oprescu e, băi. Nico spune că nu e. Nico a zis că nu e Sorin Oprescu. Domn primar. În spatele măștii, doamnelor, domnilor. S-au făcut pariuri acasă în noaptea de rebelion. Încercăm acum în spatele măștii. Sorin Oprescu! Mulțumesc, Andreea!